Doamna profesoară, pocăit-o, de ce m-ai pus pe mine în ultima bancă? Uite, deștepții din prima bancă s-au făcut mari și astăzi intră la mine pe cont să mă jure că ci că pământul, vezi, doamne, nu e plat, e sferă. Și de la forța gravitațională e ca un magnet. Păi dacă pământul e ca și un magnet, vapoarele care merg pe apă, de ce nu le trage pământul la fund? Ești făcute de hârtie? Păi dacă peștii conțin fier, cum zic veterinare, mâncați pește. De ce nu ține pământul pe fundul mării? De ce nu atâta pește cum vor ei? Dar nu mai e magnet, nu îi atrage forța gravitațională. Nu aveți baterii deloc în cap. Dar oamenii cu aparat dentar, sârmele alea, de ce nu ruginesc? Am mai ruginit la cineva sârmele alea în gură. Dacă ai aparat dentar, de ce nu te trage pământul cu gura de asfalt? Păi dacă pământul e sferă, cum spuneți voi, nosferaților, și merge prin cosmos, în cosmos e numai întuneric, da? Căci că e plin de energie neagră. Pământul cum pula mea vede pe unde s-o ia? Ce are faruri? Bă, nu m-aș pula în gură de satanici! Bă, cine-i jurați voi? Duceți-vă cu nopța de aici!